aici vreau să spun că mi-a fost foarte dor de voi. Sunt foarte fericită că în sfârșit am reușit să stau jos să filmez acest videoclip. Iar în timpul în care nu am pus videoclipul pe YouTube, m-am vopsit. Nu știu dacă se vede atât de bine pentru că lumina nu este atât de bună ca să se vadă. Adică nu știu, este un pic mai spre roșcat, adică nu roșcatul ăla roșu, logic. Este mai ca portocaliu, dar este foarte drăguț, nu știu, mie îmi place foarte mult. Și da, astăzi voi face un collective haul în care o să vă arăt ce haine, accesorii și pantofi mi-am mai cumpărat eu în ultimul timp. Iar unele chestii sunt chiar din ianuarie și februarie, de la începutul anului oricum. Deci da, e ceva. Sper să vă placă. Și hai să începem! Mai vreau să spun faptul că ordinea în care vi le voi arăta nu este neapărat ordinea în care le-am cumpărat, ci le-am organizat după magazinele de unde le-am luat. Deci, da! Mai întâi avem H&M. Ok, i-am luat această căciuliță neagră super drăguță și... habar n-am ce e drăguță și gen... vine... da, să vă arăt. E mult mai simplu așa. Vine cam așa. Și mi se pare foarte, foarte drăguță. Și de mult vroiam o căciuliță din asta neagră care să vină așa pe spate, adică nu din aceea care stă pe cap. Deci, da. Așa că mi-am luat-o. Apoi, tot de la H&M mi-am mai luat acest colier care este foarte drăguț, poate să vedeți mai bine, care are partea asta albă și partea aia de bej deschis, așa, și mi se pare foarte, foarte drăguț și finuț. Ah, super! Am fost la Plumberi și mi-am luat acest kimono negru foarte drăguț și este destul de subțire, adică, da, și este negru cu florile astea foarte, foarte drăguțe. Și mi-a plăcut mult. Deci, l-am luat. Da, logic, wow. Ups! Așa mai bine. Apoi am fost la Bershka și mi-am luat o pereche super, super drăguță de botine negre și... așa arată. O să arăt așa. Și mi se par super, super drăguțe. Aici am catarama asta și sunt din piele întoarsă neagră. Sunt foarte, foarte drăguțe. Și îmi plac foarte mult și îmi place că aici sunt... e detaliul ăsta, așa că este mai lung și se par super, super drăguțe. Apoi, tot de la Bershka, i-am mai luat încă un kimono negru cu flori. Yay! Ok, dar nu este la fel ca celălalt. În regulă... deci, acela are materialul mai subțire și astea sunt alte flori, logic, și alte culori. Deci, ăsta este mai mult cu vișiniu, cranberry, puțin bleu aici, alb așa, și ăsta alt era cu culori, alte culori, ok? Deci, cum le țin așa, vedeți că sunt diferite, ok? Deci, e regulă, e regulă. Și îmi plac foarte, foarte mult kimonouri și de foarte mult timp căutam și le-am găsit și sunt super tari. Chiar îmi plac mult de tot. Apoi, tot de acolo mi-am mai luat această căciuliță care este atât de fină și este foarte drăguță. Și este această culoare de baby blue care cred că este momentan culoarea mea preferată. Dar nu știu dacă se vede culoarea la fel. Ok, acum se vede la fel. Este foarte, foarte drăguță și îmi place foarte, foarte mult. Mi-am mai luat o pereche de tenis albi și îmi plac foarte mult, dar se murdăresc repede, deci deja cred că trebuie să-i spun. Da, ok. Dar mi se par foarte, foarte drăguți și sunt simpli într-un loc random, gen ideme. Da. Tenis simpli albi. Foarte, foarte drăguți. Și merg cu foarte multe. Aproape cu orice. Apoi mi-am mai luat acest set de inele, așa ca să vedeți mai bine. foarte, foarte drăguț de șasinele și din acesta mid-range de care căutam de foarte mult timp, dar nu găsisem. Și sunt de la Oriflame. Da, cred că am o problemă. Dar mi se par foarte, foarte drăguțe și chiar cred că merită. Bine, probabil nu știu dacă o să le port pe toate 6 în același timp, dar oricum mi se par super, super drăguțe. Apoi, am fost la Stradivarius. Yay! Ok. Și de aici mi-am luat acest colier superb. Deci este... wow! Îl iubesc. Nu știu dacă se vede bine. Ok, acum cred că se vede bine. Mi se pare atât de frumos și este auriu. În ultimul timp, după cum vedeți, mi-a plăcut foarte mult accesoriile aurii și acesta este superb și nu sunt mai multe, adică este un singur colier. Dar este atât de frumos, mai ales pentru primăvară și vară și este foarte, foarte, foarte frumos și boho. Deci da, îmi place super mult. Și cred că colierul ăsta sau botinele sunt lucrurile mele preferate din acest haul. Deci da, am fost la Sinsay și ăsta este un magazin super. Și de aici mi-am luat mai multe chestii. Ok. Mai întâi mi-am luat această, nici nu știu cum să-i spun, bluză. Îmi place foarte mult pentru că aici în față este gri și este un material foarte, foarte fin. Iar în spate, bam, este tot din același material ca și mânecile, doar că fără flori. Și mi se pare foarte, foarte drăguț. Și mânecile tot așa îmi plac super mult. Iar în partea de jos, de fapt partea asta, aici are în părți, nu știu cum să zic, are în părți materialul care l-are în spate, da, ok, și mi se pare foarte, foarte drăguț. Apoi, tot de acolo mi-am mai luat acest maieu negru simplu, pentru că îmi trebuia un maieu simplu, negru, care merge cu orice, foarte drăguț, super, da, ăsta e. Apoi mi-am mai luat un crop top care mi se pare super, super drăguț. Da, da. Și scrie Run Baby Run! Și mi-amintește de melodia aceea din Divergent, Run Boy Run. Nu știu, oricum mi se pare foarte, foarte tare. Și spatele este super. Deci îmi place foarte mult partea asta de aici din spate care se pare super, super drăguță. Și scrie și aici pe Sinsay, fix super Baby Run și mi se pare super, super drăguț și este perfect pentru primăvară, vară și cred că tot timpul, dar nu iarna, pentru că e frig. Da! Ok, asta n-am niciun sens. Wow, ok, da. Trecând peste, mi-am mai luat tot de acolo un romper foarte, foarte drăguț și este tot negru cu flori. Da, am o problemă cu chestia asta, dar sunt foarte drăguțe. Deci, da, vedeți, are pantaloni scurți, așa, și îmi place foarte mult că, nu știu cum să vă arăt, îmi place foarte mult că partea asta este așa, adică nu este doar simplă, are acest fel de volan, cred că aș putea să-i zic, în partea asta, de sus și arată foarte, foarte drăguț și vine super bine și mi se pare că o să fie perfectă pentru vară. Chiar dacă e neagră, nu contează, este drăguță, este perfectă, îmi place foarte mult. Și da, cred că asta este tot din videoclipul de astăzi. Scrieți în comentarii ce lucru v-a plăcut cel mai mult sau ce lucru v-ați cumpărat în ultimul timp, pentru că, nu știu, sunt curioasă și chiar aș vrea să știu. Da. Și ne vedem în următorul meu video. Pupa! Această ordine, o căciuliță neagră foarte drăguță, pentru că îmi doream de mult o căciulă neagră drăguță. Da. Da, s-a îngălcit. Super, nu? Da, așa ziceam și eu. Nu, ai pe bune.